Ciuda și bine ați venit la prima ediție a emisiunii Recreația Mare. Este o emisiune dedicată copiilor, făcută de copii, pentru copii și pentru adolescenți. Mă bucur că astăzi suntem împreună și că avem mulți invitați, copiii care și-au dovedit talentele în multe domenii, inclusiv o parte din membrii Clubului de Jurnalist din Iași. Astăzi ne bucurăm să-l avem alături de noi pe Alexandru David, micul pictor, devenit astăzi adolescent, despre care cunoașteți cu siguranță foarte multe lucruri, el având expoziții și în România și în străinătate și multe diplome. Bine ai venit, David! Bine v-am găsit! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră! Îl avem alături de noi pe Teodor Giurcanu, membru în corul juniorii al Operii Naționale Române Iași și actor la Ateneul din Iași. Bine ai venit, Teodor! Mulțumesc mult! O avem alături de noi pe Diana Coroliuc, elevă la Liceul Negruții. Bine ai venit, Diana! Bine v-am găsit! Și o parte din membrii Clubului de Jurnalist din Iași. Medea Biholar, Tudor Purice, Ana Despa, Ioana Prepeliță, Daria Coman și Carina Coman. Dedicăm ediția de astăzi poveștilor, pentru că mâine, pe 15 aprilie, se împlinesc 100 de ani de la deschiderea primului muzeu literar din România. Este vorba despre Bojdeuca lui Creangă și astăzi vom afla multe din poveștile personale ale copiilor noștri talentați. David, ce mai faci în primul rând? Ce ne pregătești? Știu că ai o surpriză pentru public. Păi, în 2 săptămâni voi avea o expoziție la turnul Golia. Ce vei prezenta acolo? Lucrările mele din ultimul an. Lucrările tale din ultimul an. Ai venit la noi cu un tablou foarte frumos, David. Da. Ce este? Spune-ne, te rog. Păi, mă gândeam la... am văzut un album de artă și mi-a plăcut foarte mult această lucrare și am vrut să o fac. Este superbă, nu-i așa, copii? Da. Ai lucrat mult la ea? La fel ca și orice lucrare. Ca de obicei, David a venit alături de noi și cu o parte din diplomele sale. Te rog, spune-ne câte ceva despre ele. Aceste diplome sunt rezultatul muncii mele din ultimii 5 ani. Am strâns peste 140 de diplome și mă apropii ușurel de 150 de diplome. Un număr impresionant. Mulțumesc. Care ar fi cea mai importantă diplomă din acest pachet pe care l-ai adus astăzi? Păi, cred că cea mai importantă ar fi Polul Păcii și premiul acestui concurs a fost un stâlp al păcii care este amplasat în grădina primăriei. Felicitări, David! Foarte Mulțumesc. Frumos! Eu am să dau microfonul micilor mei colegi care îți vor adresa câteva întrebări. David, tu de când ai început să pictezi? De la vârsta de 6 ani. Și care este tema ta preferată de... Păi, de obicei îmi place să desenez orice. Depinde de stările mele, cum mă simt. Desenez ce vreau, când vreau, dacă îmi place. Care este tabloul tău preferat, David? Nu consider că am un tablou preferat. Cred că îmi plac toate. Cu ce tehnică pictezi? Cu acuarele, în ulei? Îmi place foarte mult să desenez în ulei. Simt că mă exprim mai ușor. Și acuarela îmi place foarte mult. Și așa, tot așa mă exprim mai ușor. În principiu, acestea sunt tehnicile mele favorite. David, am o rugăminte. Ai pictat aici o ie. Ioana are o ie foarte frumoasă despre ea. Care tablou ți-a plăcut cel mai mult? Care te-a făcut să te simți foarte bine?
și foarte fericit. Orice tablou, orice tablou mă face fericit. Mă simt foarte fericit când îl desenez. De fiecare dată când termin un tablou, mă simt împlinit. E un sentiment foarte frumos când... lumea te apreciază și când vezi că ceea ce ai simțit, ai transpus pe pânză. Exact. Ca de obicei, la fiecare întâlnire publică, David ne creionează câte un, spunem, mic tablou, o mică lucrare. David nu este doar un artist foarte talentat, ci și un copil și un cu suflet foarte mare, susține foarte multe campanii umanitare, a făcut foarte multe donații pentru care îi mulțumim. David, așteptăm cu nerăbdare până la sfârșitul emisiunii să vedem ce ne vei pregăti pentru astăzi. Desigur. Îți mulțumim mult. Cu mult drag. Al doilea invitat al nostru este Teodor Giurcanu, elev la Colegiul Negruții. El a avut bucuria și bunăvoința de a ne oferi un interviu. Teo, de unde moștenești tu pasiunea pentru teatru și muzică? Pasiunea pentru teatru o moștenesc de la tatăl meu, când era mic făcea teatru, iar pasiunea pentru pian o moștenesc de la mama mea. Care este piesa ta preferată în care ai jucat? Piesa mea preferată a fost Sunetul muzicii de la Opera Națională Română din Iași, sub îndrumarea dirijorului Raluca Zaharia. Mi-a plăcut cel mai mult din toată piesa rolul Friedrich, pe care l-am interpretat. Tu ești un pianist foarte talentat. Care este pianistul tău preferat? Pianistul meu preferat, încă nu se mai află prin viață, este compozitorul Debussy, un compozitor modern. Ai rezultate foarte bune și la olimpiadele de matematică. Cum se îmbină matematica cu teatrul și muzica? Matematica mă ajută foarte mult. Atunci când lucrez pentru un concurs la pian, la fel și muzica, pianul mă ajută foarte mult, îmi dă concentrare. De exemplu, când lucrez la matematică, ascult muzică clasică, ceea ce mă reîncarcă cu energie. După toate aceste activități pe care le faci tu în afara școlii, mai ai timp și pentru prieteni? Păi da, uneori în weekend mă mai întâlnesc cu prietenii mei, mai mergem cu bicicleta. Avem aici alături de noi un alt membru al corului juniorii operei, Ioana. Care este cel mai frumos costum pe care l-ai purtat? Cel mai frumos costum pe care l-am purtat a fost cel care l-am purtat la gala de Crăciun a Operei Naționale Române din Iași și care îl purtăm la multe din spectacolele noastre ale corului. Care ar fi acel costum? Da. Este o cămașă roșie, niște pantaloni negri și niște papuci negri cu un papion roșu, foarte drăguț costumul, iar la fetițe o rochiță cu buline negre. Foarte frumos! Cum te simți atunci când cânti? Când cânt mă simt de parcă aș pluti. Este visul meu de când eram mic, de la vârsta de 5 ani. De atunci simt că fără această pasiune nu aș putea trăi. Mulțumesc. După cum ați văzut, interviurile au fost publicate și în primul număr al revistei Recreația Mare, realizată în exclusivitate de copiii de la Clubul de Jurnalism. Aș vrea să-mi spuneți cum v-ați simțit când ați scris. Ați avut emoții că veți fi poate refuzați la interviuri. Cum v-ați ales temele? Medea. Păi, eu mi-am ales tema fiindcă am crezut că dacă voi scrie despre ceva nou, va fi mai interesant pentru mine și pentru alți oameni. Care a fost tema? Să povestim tuturor. Tema a fost despre o imprimantă 3D coloră construită de către tatăl meu. Ți-a fost greu să porți dialogul? Nu, a fost ușor. A fost ușor. Astăzi ai venit de la o manifestare sportivă. Ne poți spune ceva mai mult? Ce ai făcut acolo, Medea? Acolo am alergat 3 ture de stadion
Și la sfârșit a fost o tombolă cu mai multe cadouri. Ce ai câștigat? Da, toată lumea a câștigat câte un cadou, deoarece nu era chiar un concurs. Am înțeles, era un concurs cu mulți câștigători. Sunt convinsă că și colegii și prietenii tăi au întrebări pentru tine. Ce ai câștigat la tombolă? La tombolă am câștigat un suport pentru telefon ca atunci când alerg să nu-mi cadă din mână. Medea, alergi. De cât timp faci atletism? Spune-ne, ai avut rezultate frumoase. Păi bunicul meu a fost profesor de sport și el m-a învățat de mică să fac sport și gimnastică. Sunt convinsă că și dintre colegii tăi mai fac sport de aici, nu-i așa? Diana, faci sport? Da, îmi place să not. Fac mai mult not vara, când este cald, dar nu fac niciun sport de performanță. Știu că ești pasionată de modeling la fel ca și Medea. Aveți deja un subiect comun. Cum vă ajută pe voi acest lucru? Pe noi ne ajută să avem o postură corpului corectă și să știm cum să ne îmbrăcăm, cum să ne alegem hainele, să le potrivim. Să avem întotdeauna o ținută corespunzătoare momentului. Ioana, ai o idee foarte frumoasă. Are o poveste specială? Nu. Îți plac foarte mult costumele populare? Da, îmi place foarte mult ea aceasta. De ce îți place? Pentru că are și culoarea mea preferată. Care este? Albastru. Albastru. De fapt, toate nuanțele de albastru. Toate nuanțele de albastru. Spune-mi, te rog, ce alte pasiuni mai ai în afară de muzică? Pe mine mă pasionează, la fel ca Diana, notul. La fel, practic vara. Îmi place foarte mult să alerg și mie. Dar că, doar că n-am fost la niciun concurs, deocamdată, aș vrea. Împreună cu Medea, cu siguranță sunt multe crossuri anul acesta și puteți participa împreună. Da. Mulțumim frumos. Medea, ai adus o carte de povești. Da. Care este povestea ta preferată? Păi, povestea mea preferată este Amintiri din copilărie. Ce îți place cel mai mult acolo? Mie îmi place cel mai mult de Nică, pentru că este un copil nu prea ascultător. Nu prea ascultător. Oare crezi despre... că te asemeni cu el? Un picuț. Un picuț? Tudor, tu ce spui? Nu prea cred. Nu prea crezi, am înțeles. Colegele noastre, împreună cu David... ne vor arăta la final câteva schițe. Ele sunt pasionate de desen, dar le place mult și portul popular. Daria, are o poveste specială, ia ta. Cred că prima oară am purtat-o la o serbare și țin minte foarte bine momentul în care am primit la noi în școală niște copii care erau la grădiniță și am purtat această ie, am ținut un colac în mână și fiecare a luat câte o bucățică. Am înțeles, deci ai făcut parte din comitetul de primire. Da. Da. E foarte frumos. Îți place să pictezi ție? Da, pictatul mă face să mă simt fericită. Câteodată când n-am idei, pur și simplu fac cercuri sau inimioare, fluturași, până îmi vine o idee. Îmi place să desenez... Să desenez. De exemplu, eram în mașină, mă plictiseam, am scos un caiet din... ghiozdan și am început să schițez o față, un portret. Nu mi-a ieșit ca o pictură wow. Mie mi-a plăcut foarte mult. Am făcut alb-negru pentru că nu aveam creioane colorate. Ei, da. Următoarea dată, cu siguranță va ieși cum îți dorești. Mulțumim frumos, Daria. Cu mare drag. Ana, și tu ești pasionată de desen. Spune-ne, te rog, când ai desenat prima oară? La 4 ani. La 4 ani și ce ai făcut? Mai multe manechine cu cercuri. Mai multe manechine? Mă întreb oare de ce manechine? Îmi plăcea să desenez. Doar atât? Și mă pasionau mult rochile. Ana își dorește să devină designer vestimentar și hai să-i scoatem un pic. Ce spuneți? Da. Hai să vedem. Ai făcut vreodată o rochie, să zicem, din alimente sau portocale? Sau... Încă nu. Încă nu! Deci există planuri, nu?
Vei încerca? Diana! Ce-ți place cel mai mult la meseria de designer vestimentar? Să creez rochi. Cum ți-a venit? De ce îți place cel mai mult? Plecând de la desen sau de la rochie? De la desen. Ana este elevă? La BPHD. Școala BPHD. În clasa? A cincea. A cincea. Ea a realizat foarte multe tablouri pe care le-a scos și la o licitație, care a fost foarte, foarte bine primite de public. Nu-i așa, Ana? Da. Și ea mai are o pasiune, animalele de companie. Bela este? Bela este un cățel husky siberian. Taffy este o pisică. Și Jackie este cățelul verișoarelor mele de care am grijă. Am înțeles. Care este animalul tău preferat între cele trei? Nu ai unul, îi iubești pe toți trei. Tu ai un animal preferat? Da, pisica mea. I-am pus numele Whiskas. Whiskas? Da, îmi place foarte mult de ea. Tudor, din câte știu, și tu ai grijă de animale de companie. Da, de niște veverițe de gu. Am înțeles. Au un regim special de îngrijire? Nu. Nu. Ce trebuie să le faci zilnic? Să le pun fân, mâncare și apă. Am înțeles. Și în caz că le scârție roata, să le ungi. Asta fiind o jucărie din cușcă, presupun. Da. În afară de animale de companie, ești pasionat și de alte lucruri, din câte știu. De teatru și de tobe. De teatru și de tobe. Ai avut și roluri în piese de teatru inspirate din operele lui Creangă. Ne poți spune ceva mai mult? Una din primele piese a mele, care a fost și prima, a fost Daniel Prepeleac și am jucat rolul lui tatălui lui Michi Dută și Sărsâilă. Iar acum lucrăm la a doua piesă, Harapalb, unde eu am rolul lui Harapalb. Lui Harapalb. Când va avea premiera piesa? Din câte știu, la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie. Mă întreb cam câte invitații ai să ne oferi nouă. Depinde cât de mare e sala. Depinde cât de mare e sala, dar cu siguranță vom avea locuri în primul rând, nu-i așa? Da. Da. Așteptăm să vedem piesa. Diana, ai o întrebare pentru Tudor? Care a fost piesa ta preferată din cele pe care le-ai jucat până acum? Evident că va fi Harapalb, pentru că este Harapalb, personajul principal. Personajul principal. Teodor, așa ca între actori, ce ai vrea să-l întrebi pe Tudor? Sau invers? Spune-ne despre piesa în care ai jucat tu la Ateneu. Piesa pe care am jucat eu la Ateneu, Peter Pan, este o piesă foarte frumoasă, plină de vise, plină de armonie. Personajele din ea sunt John, Wendy și Michael, care au fost luați noaptea și purtați prin vis de Peter Pan. În țara de nicăieri. În țara de nicăieri. Dar pe cine ai jucat tu? Eu am jucat pe John, fratele mai mic al lui Wendy. Și ți-a plăcut? Da, a fost un rol foarte interesant. Spune-mi, cum se simte un actor când este aplaudat? Atunci când ești aplaudat, te simți de parcă publicul ți-ar fi mulțumit, fiindcă l-ai făcut să fie fericit. Adică noi jucăm pe scenă, în primul rând pentru noi, fiindcă nouă actorilor ne place să jucăm pe scenă, și în al doilea rând pentru public, pentru a bucura publicul. Am înțeles. Ioana, și tu ești de aceeași părere în ceea ce privește aplauzele. Ne împărtășești un pic din experiența ta. Eu sunt în corul juniorii operei de 3 ani. Mi-a plăcut foarte mult experiența. Sincer, m-am simțit foarte, foarte entuziasmată prima dată când am fost pe scenă. Mi-a plăcut foarte mult și sper să continui. Foarte, foarte, foarte frumos. Care a fost rolul care ți-a plăcut cel mai mult? Când am fost de Crăciun, un fulg de nea. Ai fost un fulg de nea? Da. Printre noi mai nu doar Medea face sport, ci și Carina, nu? Da. Din câte știu, faci gimnastică? Da. Ne poți spune ceva mai mult despre acest lucru? Păi, voi avea un concurs pe 21 aprilie la Roman și astăzi
Apoi mai repetam o dată dansurile. A, e gimnastică ritmică, gimnastică, da? Dar facem și mișcări de mai mișcări mai grele. Ai fost și la Focșani la concurs recent? Da. Cum a fost? Bine. Ai luat premiu? Da. Ce premiu? Spune-ne mai multe, rog. Am primit o medalie și o diplomă cu locul întâi. Și cum te-ai simțit când ai câștigat premiul întâi? Foarte bucuroasă. N-am crezut că chiar o să câștig. N-ai crezut? De ce n-ai crezut? Păi nu știu. Și la ce concursuri îți dorești să mergi în viitor? Păi cam la toate. La toate câte vor fi? Da. Ana, spune-ne mai multe și despre pasiunea ta de a migăli bijuterii. Să știți că face niște brățări foarte frumoase. Cu siguranță veți dori să aflați și acest lucru. Durează foarte mult. Durează foarte mult? De ce? Dacă scapi ața, trebuie să reiei din nou brățara. Am înțeles. Deci o iei de la capăt. Ai nevoie de foarte multă atenție. Da. Da. Până acum am vorbit despre pasiuni, am vorbit despre revista noastră, am vorbit despre ceea ce ne place să facem în timpul liber. Dar planuri de vacanță? Știu că încă este școală, dar nu v-ați gândit ce v-ați dori să faceți în vara asta? Eu mi-aș dori să merg la bunici, să le văd grădina, să mă plimb prin grădină. Și ne promiți că faci un film? Da. Da? Spune-ne mai mult despre acest lucru. Eu am început să fac trailere de filme care îmi plac foarte mult. Împreună cu mătușa mea, Andreea Mateiu, care este actriță în București, mă ajută foarte mult să le construiesc, să știu cum să combin cuvintele între ele ca să iasă ceva frumos. Și avem și fond muzical și tot? Da. Ne promiți că data viitoare ne vei și arăta unul dintre ele? Da. Da. Mulțumim. Mai departe, ce planuri de vacanță mai avem? Te-ai întors de curând din Anglia. Cum a fost în vacanța de Paris? Frig. Frig a fost în Anglia. Dar în rest? Frumos și interesant. De ce e interesant? Ce ți-a plăcut? Am fost la mare, deși era foarte frig și am dat de o stea de mare. Ai găsit o stea de mare? Da. Te-ai bucurat? Îți place să mergi la mare? Da. Ana, spune-mi, când nu desenezi, ce faci? Mă joc cu Bella, cu Jackie sau țin pisica în brațe și mai stau cu ea. Și mai stau cu ea. Dragii mei, după cum v-am spus, că am avut invitat și corul junior în revistă. Am organizat și foarte multe sondaje de opinii și am învățat că bucuria este lucrul care ne duce întotdeauna spre succes. De acord? Spuneți-mi, care a fost cea mai mare bucurie a voastră anul acesta? Medea, vrei să ne spui? Cea mai mare bucurie a mea de anul acesta a fost că am luat locul 2 la un concurs de atletism. Un concurs de atletism. Felicitări! Mulțumesc! Tudor! Cea și cea mai mare bucurie de anul acesta a fost că am ajuns să arăt în piesă. Ți-ai dorit mult un rol principal într-o piesă. Că până acum n-am fost principal. Cel puțin în prima piesă jucată. Este un rol important. Știu. Știi. Teodor! Păi, pentru mine, cea mai fericită zi din viața mea, adică din acest an, a fost atunci când am luat la Olimpiada Județeană de Matematică locul 2. Felicitări! Eu m-am bucurat foarte mult atunci când am luat examenul PET la engleză. Felicitări! Foarte, realizări foarte importante, de altfel. Ioana!
Eu m-am bucurat foarte mult că am reușit să fac încă un trailer care a ieșit. Mi s-a părut că acela a fost cel mai bun dintre toate, fiindcă am făcut și cu verișoara mea mai mică și ea se trage într-o familie de actori și a ieșit foarte bine. A ieșit foarte bine. Să vedem și colțul desenatorilor acolo. M-am bucurat foarte mult anul ăsta când că am reușit să lucrez mai mult și aș vrea să dau examenul la Eminescu și sunt bazată pe mine. Am încredere în mine și aș vrea să intru. Ei, noi îți ținem pumni, cu siguranță va fi bine. Mulțumesc. Așteptăm rezultatele. Ziua mea preferată din acest an a fost când am reușit să fac o mișcare foarte grea de la gimnastică și m-am bucurat foarte mult. Ai muncit mult pentru asta. Da. David. Lucrul care m-a bucurat cel mai mult pe mine anul acesta este că am reușit să îmi continui visul și îl voi continua pentru că iubesc să desenez. Spune-mi, te rog, ce planuri de viitor ai? Într-un interviu, acum câțiva ani, îmi spuneai că ai vrea să ai o expoziție pe un zgârie nori. Țin minte. Țin minte. Da. Rămâne dorința? Vedem. Da, normal. Vedem. Noi am mai vorbit, dar poate să ne reamintim un pic. Cum ai început tu să desenezi, David? Păi mama era plecată și fratele meu dormea. Am rămas singur în cameră și am văzut pe un raft un album de artă de Tonița și am văzut un portret și am încercat să îl fac, să reproduc. Am reușit. Când mama mea a ajuns acasă, a recunoscut că am talent și și ea m-a îndrumat să mă țin de desen și să îmi continui visul. Cam câte expoziții ai avut până acum? Văd aici foarte, în foarte... În două săptămâni voi avea a 25-a expoziție. A 25-a expoziție. Felicitări! Da. Mulțumesc! Ai câștigat concursuri în toată lumea. Văd aici Malaezia. Știu că ai fost și în India. Da. Cum a fost în India? A fost o experiență extraordinară. Nu cred că aș mai putea să trăiesc așa ceva. A fost genial. Ce ți-a plăcut cel mai mult în India? Păi m-a făcut să mă gândesc faptul ăsta că un trafic întreg stătea pe loc doar pentru că aștepta un elefant să treacă pe stradă și m-a amuzat foarte tare chestia asta și cred că asta mi-a plăcut mult. Ai transpus într-un desen situația cu pricina? Nu. Știu că aveai desene cu prietenii tăi de acolo. Da, știu. Care a fost concursul la care ți-a plăcut cel mai mult? Păi, cred că concursul acesta care am câștigat și am plecat timp de 9 zile în India. Vorbim de acest concurs, nu? Da. Da, vorbim de acest concurs. Mulțumim mult, David. Ce ne desenezi acolo? Păi, mai este în lucru și desenez o căsuță de poveste. O căsuță de poveste? Da. Daria, ce ne pregătești? Eu am desenat momentul în care una dintre povești, să spun așa, în care cred că este una dintre amintiri din copilărie, când s-a dus Ionel la baltă și a lăsat pe sora lui pe bancă. Vom vedea la final. Da? Nu te întrerupem ca să termin desenul. Mulțumim, Daria. Care sunt poveștile voastre preferate? Ce înseamnă pentru voi o poveste, Ioana? Pentru mine o poveste înseamnă o amintire plăcută care a fost povestită de niște oameni. Dacă ar fi să scrii tu o poveste, ce subiect ți-ai alege?
Pisica cu interes opus al pisicii. Pisica cu interes. Și care ar fi interesul opus al pisicii? Nu știu. În loc să doarmă, să stea trează toată ziua și să doarmă seara, cu pisica mea nu face acest lucru. Eu nu m-am gândit la un subiect pe care l-aș... Dar povestea preferată care ar fi a ta? Povestea mea preferată este Amintiri din copilărie. Ce ți-a plăcut cel mai mult de acolo? Nu mai știu exact. Am citit-o acum mult timp. Cu siguranță, dacă o vei reciti, ne vei spune mai multe. Povestea mea preferată a fost 20.000 de leghe sub mări, scrisă de Jules Verne. Ce ți-a plăcut cel mai mult acolo? Cel mai mult mi-a plăcut de autoritatea capitanului Nemo. Dacă ar fi să fii în rolul capitanului Nemo, ce ai face special? Dacă aș fi în rolul capitanului Nemo, m-aș fi gândit să nu numai să călătoresc cu submarinul, să călătoresc și cu avionul, adică să-mi cumpăr un avion cu care să călătoresc prin toată lumea aceasta. Cum să călătorești prin toată lumea? Este foarte interesant să transpunem poveștile în, să le rescriem în cheie modernă și chiar ar fi un exercițiu interesant să-l facem imediat. Ana, eu nu am o poveste preferată. Dar un subiect pe care, despre care ai face o poveste? Povestea mea sau povestea animalelor mele? Povestea animalelor tale. De altfel ai și scris despre ele. Tudor. Eu nu am o poveste preferată, dar dacă ar fi să fac o poveste, aș face despre veverițele mele, că ele fac multe năzrăvănii. Am înțeles. Și ar fi foarte hazliu. Da, ar fi un fel de amintiri din copilărie. Amintiri doar cu veverițe. Amintiri din copilăria ta. Veverițelor. Veverițelor. Putem face și benzi desenate, poate. Da. Medea. Povestea mea preferată este tot amintiri din copilărie. Cum de s-a întâmplat să fie amintiri din copilărie? Stau și mă întreb. Alba ca zăpada, nu? Cenușăreasa, nu? Păi amintiri din copilărie are ceva special. Are ceva special? Da. Ce are special? Îți dă o senzație de fericire și chiar și dacă ești mare și citești, parcă ai fi din nou copil. Foarte frumos spus. Îți dă o senzație de fericire și parcă ai fi din nou copil. Este foarte interesant. Spuneți-mi, vă rog, aveți mulți prieteni? Da. Da? Ați scris povești cu ei? Despre ei? Ați scrie povești despre ei? Da. Putem spune una, pe scurt? Vede. Da. Te mai gândești? Da. Da? Tudor. Aș putea spune o poveste cu un prieten și cu un colegul meu de bancă. Dar stau și mă gândesc despre tobe. Nu am putea scrie o poveste. Pasiunea ta pentru ele. De 3 ani cânti. Da. Da. La 2 profesori. La 2 profesori. Am înțeles. Ai avut spectacole? Până acum doar unul, dar mic. Unul, dar mic. Când m-am întors din tabăra de tobe. Și o să mai am unul prin vară, iunie sau iulie. Deja te pregătești, spectacol de teatru, spectacol de tobe. Diana, știu că și tu cânti la un instrument. Da, cânt la pian și la canto. Și am avut foarte multe spectacole până acum la pian. La pian. Da. Canto? Și la canto, dar mai puține. Urmează. Urmează. Cât de mult lucrați în afara programei școlare zilnic? Pentru că văd că aveți foarte multe pasiuni. Pian, canto, atletism, pictură. Lucrați zilnic? Da, pentru rezultatele pe care ni le dorim, trebuie să lucrăm foarte mult. În fiecare zi, Teodor? Da, eu încerc ca în fiecare zi să lucrez măcar câte puțin la matematică, măcar câte 30 de minute, fiindcă matematica știu că mă va ajuta în viață, iar fiecare obiect de la școală știu că are rostul lui în viață. Care e obiectul preferat în afară de matematică? Ce îți mai place? Păi nu am un anumit obiect preferat. Toate sunt importante pentru mine, doar că rezultate mai bune obțin la matematică și la română. Am înțeles. Ioana? Vreau să zic că sportul este activitatea mea preferată.
Mai e muzica și geografia. Îmi plac foarte mult reliefele României. Da, și cam atât. Și istoria. Și istoria. Istoria. Îmi place foarte mult să mă uit la animale, îmi place să le descoper, îmi place. Să le afli povestea. Da. Și cât lucrezi în afara orelor de curs? Aveți programe foarte, foarte încărcate, am observat. Nu? Mergem la școală, facem teme, apoi ne dedicăm și pasiunilor noastre. Când vă jucați? Când vă mai rămâne timp de joacă? Vă jucați? În weekend-uri sau după ce terminăm treburile noastre. Da? Mai rămânem fiecare zi măcar o oră? Da. Da. Și jocurile preferate? David, când nu pictezi, ce faci? Păi, ori mă joc la calculator, ori ies afară cu prietenii mei și stăm de vorbă. Și cu bicicleta? Da, ies și cu bicicleta. Mulțumesc frumos! Când nu cânți și nu lucrezi la matematică, ce faci, Teodor? Când nu cânt, îmi place foarte mult să ies cu bicicleta împreună cu prietenii, să merg prin natură, să experimentez lucruri noi pe care nu le-am mai făcut. Să experimentez lucruri noi. Care ar fi acelea? Păi, mâncăruri diferite. Să le prepar sau să le guști? Și să le prepar și să le gust. Îmi place foarte mult să gătesc împreună cu tatăl meu. Îți place foarte mult să gătești. Care e felul preferat? Mâncarea mea preferată este pizza. Pizza. Îmi place foarte mult pieptul de pui, lasagna. Ei, deja! Și o rețetă preferată pe care o gătești împreună cu tata? Împreună cu tata, de exemplu, acum de Paște am gătit miel la cuptor cu cartofi, cu... foarte bun a fost. Deja avem o bucătărie completă. Ce faci când nu ești la școală, când nu cânți, când nu ești la teatru? Ori stau pe calculator. Te joci pe calculator. Ori ies afară prin grădină, mă cațăr prin copac. A, deci... Am grijă de veverițe. Am înțeles. Medea? Eu când nu sunt la școală, merg la bunici, ies afară, mă joc fotbal. Joci fotbal? Da. Ești o sportivă în devenire. La fel ca și Ioana, nu? Și tu spuneai că îți place sportul. Revenind la poveste, am spus că poveștile sunt importante și că povestea noastră personală este cea mai importantă. Cum vă simțiți când vorbiți despre voi? Eu mă simt foarte bine. Câteodată e bine să-ți spui defectele, câteodată nu e bine. Dar talentele? Talentele mereu e bine să le spui, să te mândrești cu ele. Să te mândrești cu ele. Povestea personală. Dacă ar fi să te definești în câteva cuvinte, ce ai spune? Că îmi place foarte mult muzica, teatrul, îmi place să cânt la pian, am cântat când eram mai mică și la chitară și am mai multe alte hobby-uri. E importantă povestea personală? Da. E importantă. E să vedem și alte opinii acolo despre povestea personală, am spus. Eu când povestesc despre mine mă simt emoționată. Emoționată? Câteodată, câteodată nu. De exemplu, când le povestesc prietenilor mă simt mai... că pot să mă exprim mai mult decât atunci când vorbesc de față cu toată lumea. Sunt și lucruri pe care câteodată nu vreau să le spun, vreau să le spun sau mi-e frică. De ce ți-e frică? Pentru că unele defecte sunt, nu știu cum să spun, mai... adică să nu fie spuse în public, să te faci de râs cu ele. De asta. Dar noi nu avem defecte. Poate la unele lucruri nu suntem la fel de bun ca altele, dar nu putem vorbi despre un defect. Defect sună, nu sună chiar frumos, așa, nu? Putem vorbi despre lucruri pe care le îmbunătățim, nu, Carina? Păi, mie îmi place să mă exprim,
Dar... Îți place să te exprimi, îți place să vorbești despre tine și dacă ai spune pe scurt, foarte pe scurt, povestea ta, ce ai spune despre tine? Că îmi place gimnastica și să cânt la pian și îmi place și de Maura. Da, mulțumesc frumos! David, povestea ta personală a fost pusă de multe ori. Cum ai completa-o? Păi, mulți oameni nu cred că știu plăcerile mele. Ia să vedem! Îmi place foarte mult, adică foarte mult, foarte mult. Îl ținem mâna. Să desenez. Îmi place să mă joc cu prietenii mei la calculator și îmi place foarte mult să ies afară. Să ieși afară în natură, să te plimbi. Da, să mă plimb tot împreună cu prietenii mei. Tot împreună. Care sunt prietenii tăi? În general, ies afară cu prietenii de la școală. Nu prea ies cu prietenii de bloc sau de cartier. De obicei, ies cu prietenii de la școală. Eu m-aș întoarce un pic la expozițiile tale. Cum te simți când ești... în fața publicului. Cum a fost prima expoziție? Ai avut emoții? Foarte mari. De ce foarte mari? Doar știai că tu ai desenat. Da, doar că nu știam ce reacție va avea publicul și dacă o să le placă. Și era importantă reacția publicului? Da, pentru mine, la prima expoziție, nu mai puteam să aștept să văd care va fi reacția publicului. Și cum ai trecut de acest moment? Păi, când s-a adunat toată lumea și am început să vorbim, m-am eliberat așa de toate emoțiile și... Și a trecut? Da. Ce alte hobby-uri mai ai în afară de pictură și... Îmi place foarte mult să joc basket. Făceam vara basket, doar că... cu programul de după amiază nu am mai avut timp de basket pentru că se suprapunea cu orele. Spune-mi, te rog, care a fost cea mai frumoasă expoziție? Ai una, ai putea să spui una despre care ai vorbit oricând? Mai mult pentru că nu aș vrea să spun că altele au fost mai rele. Dar nu sunt rele. Da. Unele lucruri ți se lipesc mai mult de suflet. Cred că prima a fost... Pentru că a fost prima. Da. Și apoi, ai mai așteptat reacția publicului? Da, adică... N-ai cum să nu aștepți reacția publicului. Care a fost cea mai recentă expoziție pe care ai avut-o? Păi am avut la începutul anului o expoziție la școală, la care au fost prezenți colegii mei și directoarele și unele profesoare. Mulțumim frumos! Ne uităm un pic și la desene? Mai puțin. Unde am ajuns cu poveștile noastre? Noi vorbim și despre poveștile desenate. Unde am ajuns? Păi mai am puțin de colorat, dar... Îmi place cum e ieșit. Îți place. Desena și mai frumos de atât. Poți desena și mai frumos de atât, cu siguranță pot. Ai un personaj preferat când desenezi? Păi îmi place să desenez peisaje, nu am personaje. Oamenii când îi desenez nu-mi ies așa de bine. Peisajele ți ies mult mai bine. Da. La Bojdeu, că ai fost recent, știu. Da. Ți-a plăcut ieri? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Păi, îmi place că Bojdeuca e mică și este patul și cu bucătăria și în spate este acel mic locușor unde îmi place mie să stau. Ai un loc preferat acolo? Da. Eu vă mulțumesc pentru prezență și aș vrea să construim împreună o poveste. Ce spuneți? Ce subiect să ne alegem? Ce spuneți? Facem împreună o poveste? Da. Și o schiță? Da. Nu. Ce subiect să ne alegem?
animale de companie. Muzica și călătoria pe lângă notele muzicale. Muzica și călătoria printre notele muzicale. Și încă un subiect, hai să vedem. Pasiunile noastre. Pasiune e un sens larg. Ar trebui să alegem una mai micuță. Sau în vizită, în vizită la Bojdeu ca lui Ion Creangă. Sau în vizită la Bojdeu ca lui Ion Creangă. Cu care începem sau pe care o alegem? Haideți să vedem. Dacă ar fi trăit Creangă astăzi. Da? Să ne imaginăm. Să facem o poveste. Și ajungem și la pasiuni, și la muzică, și la tot. Da? Cum ar fi reacționat? Ce spuneți? Deci începem așa. A fost odată ca niciodată un scriitor contemporan. Da? Da? Îl aducem pe Creangă în zilele noastre. Ce ar face Ion Creangă astăzi? Ce credeți? Construim o poveste. Acest scriitor ar fi blând cu copii, ar preda la școală pentru copii și ar dedica viața pentru poveștile pe care le scrie el. Ce credeți că i-ar plăcea mai departe? Ce ar mai face el? Cred că ar continua să scrie povești și poate poveștile ar fi cumva mai adaptate la zilele noastre. Zilele de astăzi. Adică? Adică dintr-o altă epocă. Într-o altă epocă. Să ne imaginăm o poveste, da? Ce ar face? Deci ar fi tot învățător, da? Ar merge la școală, da? Ce ar face acolo? Ar avea tablă interactivă? Vi-l imaginați cu o tablă interactivă? Da? Cu ce ar scrie poveștile și le-ar pune? În diferite formate și pe internet, da? Le-am putea citi și, le putem citi și astăzi pe tabletă, dar le-ar difuza mai repede. Ce ar mai face? David, ce ar face Creangă dacă ar trăi în zilele noastre? Sau ce i-aș sugera să facă? Păi, nu știu. Să încerce să scrie cărți, cum făcea și înainte. Să scrie cărți cum făcea și înainte. Iar plăcea oare să aibă telefon mobil și tabletă? Da. Cum ar fi arătat oare? Aș fi zis, cum trebuie să apăs ca să sun pe cineva? Așa ar fi spus, nu? Așa spuneți voi, Daria. Eu cred că lui Creangă i-ar plăcea telefonul. Pentru că cred că și nouă copiilor ne place foarte mult. Cu siguranță, cu siguranță. Da, și ar folosi o tablă electrică la școală și cred că i-ar lăsa pe copii să se uite pe telefon în timpul orei și zici să calculeze. Zici tu? Doar câteodată. Doar câteodată. Uite, Teodor are o altă opinie. Eu cred că dacă ar mai trăi acum, înseamnă că s-ar fi născut mult mai aproape de această zi. Asta ar însemna că amintirile din copilărie ar fi fost mult mai noi. Poate ar fi trăit într-un oraș, poate ar fi avut tehnologie. A trăit într-un oraș. La Iași. Ar fi mers la teatru. Știați că este foarte pasionat de teatru, da? Știați că a fost foarte pasionat. Hai să vedem. Ce ar face? Ar face sport? Ai alerga cu el? Medea, dacă l-ai avea partener. Da, aș alerga cu el, doar că eu cred că el ar fi mai în vârstă decât mine și ar trebui să stau să-l aștept. Deci, cumva l-ai întrece, da? Da. Tudor. Eu aș zice că dacă ar avea, că dacă ar putea să-și ia un telefon și l-ar lua pentru că ar fi un lucru nou. Și l-ar lua pentru că ar fi un lucru nou. Da, și ar putea să învețe mai multe chestii despre el și pe el. Am înțeles. Ana, ia să vedem. Ar vorbi la telefon mai bine. I-ar plăcea tehnologia de astăzi. Ați vrea să fiți prieteni cu el, nu? Telefonul apare în orice discuție, ori de câte ori ajungem la pasiuni. Telefon și calculator. E atât de important pentru voi?
Pentru mine telefonul nu este chiar așa important. Oricum, telefonul nu este ca să ne jucăm. Adică jocurile pentru mine sunt o pierdere de timp. Nu mă ajută cu nimic în viață. Dar dacă ai de ales între telefon și o carte de povești, ce alegi? Cartea de povești. Sigur? Da. Bine, vom face probă, să știi. Mai departe, să vedem. Diana, dacă ar fi să alegi dintre telefon și un bilet la teatru, ce alegi? Sau le-ai luat pe amândouă și ai mulțumit la fel de frumos? Le-aș lua pe amândouă, dar dacă chiar n-aș avea de ales, aș alege telefonul, pentru că pe telefon pot să văd o piesă de teatru înregistrată și am mai multe... Am înțeles. Deci ai avea un dublu câștig. Ioana? Eu? Eu aș alege, recunosc telefonul, pentru că telefonul, până la urmă, ne ajută. El a fost creat pentru a vorbi la distanțe foarte mari între noi. Și pentru asta. Eu, dacă ar trebui să aleg între... Telefon și fusta și... asta foarte frumoasă sau ie? Aș alege ia, pentru că este... Telefonul este un lucru nou. Ia este ceva mai vechi, ceva mai... care... la care oamenii țin mai mult decât un telefon. De ce țin mai mult? De ce ar ține mai mult? Pentru că unii oameni... le place să cânte sau să danseze dansuri populare, să... Și nu poți să faci mai... asta fără ie? Păi probabil lor le place să facă cu ie, pentru că așa se simt în largul lor și... dansând dans popular, cred că e mai simplu să fii îmbrăcat în ceva popular. Mulțumesc! Carina, dacă ai alege între telefon și un antrenament la gimnastică? Aș alege antrenamentul la gimnastică, pentru că telefonul ne ajută, da, cum a spus și Ioana, să vorbim cu persoane mai îndepărtate și... Dar aș alege antrenamentul la gimnastică, pentru că acolo mă simt mai bine decât să stau cu ochii în telefon. David. Dacă ai alege între telefon și telefon. Cred că aș alege telefonul, dar mă mai gândesc. Te mai gândești. Ne arătați un pic ce ați desenat? Da. Înainte de... ne apropiem de final. Noi vă mulțumim pentru prezență. Am învățat de la voi încă o dată ce înseamnă bucuria și povestea. Și putem arăta la cameră ce am desenat? Da. Daria, Carina, David? Nu este data, dar... Nu, este... Arătăm la cameră ce am desenat? Vă mulțumim mult, mulțumim și gazdelor noastre. Și aș vrea să încheiem cu un singur cuvânt, cum a fost pentru voi ziua asta. Un singur cuvânt. Cum a fost emisiunea? Perfectă. Interesantă. Plină de armonie. Mai ciudată. Mai ciudată. Frumoasă. Distractivă. Și acolo? Minunată. Minunată. Vă mulțumim mult și vă așteptăm la o ediție viitoare. Daria? Și pentru mine, dacă ar fi să spun un cuvânt cheie, să spun așa, pentru cum a fost astăzi, a fost emoție. Emoție. Mulțumim mult și vă așteptăm la o ediție următoare.